Ședințele Adunării Generale a Acționarilor în Compania de Apă Buzău s-au încheiat înainte de a începe. Inițial, adunarea de ieri a fost amânată pentru azi dimineață la ora 9. Nici astăzi, cele două părți nu au reușit să se înțeleagă în ceea ce privește reprezentarea acționarilor în adunarea generală. Ședința a fost amânată pentru săptămâna viitoare, pe motiv că s-a intrat într-un impas juridic, iar problemele legate de reprezentare nu au fost rezolvate. Nu s-a ajuns la nicio concluzie. Opiniile noastre le veți vedea într-o conferință de presă la care vă invit să participați. Am părăsit ședința a doua, ședința extraordinară, pentru că noi considerăm că nu este legală. Din ce motiv? O să vedeți la conferința de presă, n-aș vrea să lipsesc de obiect conferința de presă, care se va desfășura la primărie. În opinia noastră putem fi reprezentat al primăriei. Deci este vorba despre o dispoziție legală care se referă la remunerare și nu la calitatea de reprezentare. Suntem într-un impas din punct de vedere juridic și problemele legate de reprezentare nu pot spune că au fost rezolvate. În aceste condiții am hotărât să închidem ședința, urmând ca o altă adunare generală să fie convocată. Bineînțeles, dacă există acordul tuturor acționarilor pentru săptămâna viitoare. Înțelegem care sunt problemele de funcționare, urgența acestui demers. Sperăm ca și ceilalți acționari, în speță municipiul Buzău și orașul Nehoiu, să fie de acord și să putem convoca o nouă AGA pentru săptămâna viitoare. Pur și simplu acționarii au decis că această ședință, continuare fiind dubii de actele, dacă sunt sau nu sunt în regulă, s-a hotărât amânarea ședinței. Mâine se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație, adică de astăzi s-a dat Consiliul de Administrație de urgență și vom convoca, am picat de acord cu toți acționarii, zilele de 14 și 15. Adunarea generală ordinară. Cea extraordinară, tocmai de aceea s-a și amânat. Nu vrem să blocăm accesul acționarilor la prezență. Tot în cursul zilei de astăzi, reprezentanții municipalității și-au susținut punctul de vedere într-o conferință de presă organizată ca reacție a celor întâmplate în cadrul adunării generale a acționarilor în compania de apă. Avocatul Lucian Sălcuțan susține că ambii reprezentanți ai primăriei Inaga au împuterniciri legale date de Consiliul Local Municipal, iar recuzarea lor a fost doar un tertip folosit de conducerea companiei de apă. Consiliul Local m-am puternicit, după cum știți, prin hotărârile de Consiliu 26 și 27, să reprezint acționarul majoritar în compania de apă, municipiul Buzău, pentru a lua anumite decizii. Această împuternicire este legală. Ea n-a fost atacată, ea este în vigoare, dar nu a fost respectată de către conducerea societății și o să revin la acest aspect. Vreau să lămuresc problema reprezentării și motivația celor, domnului Tescaru, cu privire la legea care zice că n-a dat-o dânsul, ci a dat-o altcineva. Într-adevăr, nici nu l-aș sfătui să dea vreodată vreo lege, pentru că azi o să iasă un dezastru. Deci, dânsul se referă la o modificare a unei legi, 26, a unei ordonanțe, 26/2013. Această nouă ședință a dus la un următorul deznodământ. În ședința ordinară s-a ajuns la concluzia că nu se poate trece mai departe de analizarea calității mandatarilor, respectiv a mandatarului municipiului Buzău, și nu se poate trece la ședință. De ce? Pentru că am anticipat faptul că vor fi aceleași probleme ca ieri. Și atunci am făcut o procură din partea mea, în calitate de reprezentant, în temeiul articolului 125, punctul 2 din legea 31/1990, prin care am împuternicit-o pe doamna Georgeta să fie prezentă în această adunare și să ia decizii. Dacă nu le plăcea de mine, nu le
Deci atât de slab avocat încât să luptă pe toate, prin toate metodele să mă înlăture, nu-i nimic, aveau pe doamna Cristea. La reuniunea acționariatului companiei de apă, municipalitatea i-a avut ca delegați pe avocatul Lucian Sălcuțan și pe șefa resurselor umane, Georgeta Cristea. Niciunul nu a putut reprezenta primăria. Motivele? Lucian Sălcuțan nu este angajat în Palatul Comunal, iar Georgeta Cristea nu dispune de mandat oferit în Consiliul Local Municipal.